trebuie să vă nașteți de sus. În convorbirea sa cu Nicodim, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vorbit despre nașterea de sus și a zis că fără această naștere nimeni nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim nu înțelege ce vrea să spună acest cuvânt. În redarea afirmației Mântuitorului, Evanghelistul a folosit adverbul grecesc, care poate însemna fie din nou, fie de sus. Nicodim înțelege cuvântul în primul sens și crede că este vorba de o naștere din nou, în sens trupesc. De aceea întreabă, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Domnul folosește însă cuvântul în al doilea sens și reia afirmația din altă formă. Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este vorba deci de o naștere duhovnicească, de nașterea de la Dumnezeu, anunțată în prologul Evangheliei a patra, prin care cei ce îl primesc pe Hristos, adică cei care cred în numele Lui, se fac fii ai lui Dumnezeu. În continuarea convorbirii, Domnul insistă asupra deosebirii fundamentale între ceea ce este născut din trup și ceea ce este născut din duh. În aceste cuvinte, Domnul se referă la prefacerea profundă a noastră prin lucrarea lui Dumnezeu, iar această prefacere este o condiție absolută a mântuirii. În versetele 3 și 5, Mântuitorul folosește pronumele nehotărât cineva. De ce nu se va naște cineva care tocmai aceasta înseamnă nimeni? Nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu decât prin nașterea de sus, din apă și din duh. De aceea cuvântul despre nașterea de sus nu-l privește numai pe Nicodim. Cele spuse lui Nicodim se adresează, de fapt, nouă tuturor. Constituie un imperativ al mântuirii. Un trebuie, cum îi se spune în versetul 7. Nu te mirea că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. În prima sa epistofă sobornicească, Sfântul Apostol Petru, adresându-se unor creștini, vorbește de nașterea din nou, ca de o lucrare pe care Dumnezeu a săvârșit-o deja în viața lor. Binecuvântat fie Dumnezeu Tatăl nostru, Iisus Hristos, care după mare mila sa, prin învierea lui Iisus din morți, a născut din nou, prin nădejde vie. Expresia este reluată în alte forme, în continuarea epistolei, fiind născuți a doua oară, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu care rămâne în veac. Că niște prunci de curând născuți, să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, că prin el să crește spre mântuire. Din aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Petru rezultă că expresia nașterea din nou poate fi folosită tot atât de bine ca și cea de la nașterea de sus, numai că în limbaj creștin ambele se referă la o naștere duhovnicească. Vă mulțumesc din suflet, nu uita să te abonezi!